Bună ziua, doamnelor și domnilor! Și de această dată continuăm ediția emisiunilor dedicate evenimentelor social-politice care se desfășoară în aceste zile la Chișinău. Încercăm să aflăm care ar fi cursul firesc al lor și cum ar trebui să procedeze politicienii de o tabără și de cealaltă. Aceste aspecte vom încerca să le discutăm împreună cu Anatolie Prochnitsky, președintele Partidului Verde Ecologist din Moldova. Bună ziua, bine ați venit la Reflector Analitic, ediție specială. Bună ziua, bine v-am găsit! Domnule Prochnitsky, v-a luat prin surprindere evenimentele de la Chișinău de la sfârșitul săptămânii trecute, care se prelungesc și pe parcursul acestei săptămâni? Vreau să zic că mare surprindere nu a fost, datorită faptului că și în perioada electorală, multe, acele cinci formațiuni politice care au acces în Parlament, două fiind într-un bloc, a avut o campanie electorală specifică, dură, agresivă și, dacă să luăm din punct de vedere democratic, nu tot timpul s-au respectat principiile de egalitate și egalitate de șanse, inclusiv la accedere de putere. Eu mă refer la Partidul Verde Ecologist, care mereu s-a zis că și de noi și de alții că sunt partide fără șanse, că nu sunt mici, că sunt mari, că nu știu ce. Însă aceasta nu este corect, mai ales și se referă la Partidul Verde Ecologist. Este un partid doctrinar și prezența lui în Parlamentul Republicii Moldova este o necesitate. Însă și colegii din așa numită orientare pro-europeană au fost destul de duri și agresiv față de ceilalți concurenți electorali care erau scriși în listă. Ceea ce nu a dus la bine și, cum am menționat noi, nu odată, că principiul nostru este corectitudine, transparență și nu suntem pentru populism. Ca să revenim multe, la multe, ziua multe, de bine, multe, da? Nu, păi revenim. Multe partide au făcut declarații mai mult ca populiste. Fie din lipsa de experiență politică, fie, mă rog, așa sunt ei. Și eu cred că declarații care au fost făcute față de toată societatea, adică blocul acum că nu fac coaliție ulterior în Parlament nici cu o formațiune și le-au enumerat inclusiv PSRM, PDM, Șor și partidul nostru, da? Da, în caz dacă vor accede în Parlament. Ceea ce nu este corect din punct de vedere politic, pentru că nu se știe cine va accede în Parlament, da? Și totodată practica europeană și de viață. Da. Nu numai european, noi facem referință la europeni, 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 oameni buni, dar în viață nu poți să conviețuiești fie în familie, fie în, eu știu, vecinii, fie într-o comunitate mai mare, mai mică, ne mai vorbim de țară și relații interstatale, în afară de a comunica și a găsi un consens. Cu atât mai mult că fiecare declară orice formațiune, spunem așa, n-are face care este doctrina, da? Dar toți sunt pentru respectul și a unei alte păreri. Da, și actorii politici din Republica Moldova posedă arta compromisului, pentru că aici dumneavoastră subliniați, da, că politicul este până la urmă și o artă a compromisului. Trebuie să reieșim din conjunctura politică ca să faci anumite cedări. Corect, da. Trebuie deodată de prevăzut așa situații. Dar dacă nu poți să le prevezi, măcar vezi prin prejur, foarte multe țări sunt guverne de coaliție și sunt foarte puține țări, cum ar fi Rusia, Kazahstan, eu știu, altele, care numai un partid domină, are majoritate, cum a fost și la noi în Republica Moldova, când Partidul Comuniștilor a deținut majoritatea și vorba aceea nu aveau probleme. De la comuniști încoace, eu nu cred că vreun partid va avea majoritatea. Asta ne dovedește viața și opțiunile alegătorilor și doleanțele lor. Așa că, anume că declarațiile acestea n-au fost corecte. Plus, actorii politici,
fiind declaranță mari și tari și având și surse financiare, declarau că vor face coaliție, că nu vor face coaliție ăsta cu ăsta, ăsta cu ăsta și reciproc se învinuiau. Oameni buni, ai programul partidului, adă-l la cunoștință alegătorului, convinge-l să te voteze și ulterior pe cine poporul va alege, cu acela tu ești obligat să conlucrezi întru binerile poporului, despre care 99% din programele tuturor partidelor vorbesc că vreau să fericească poporul. Domnule Prohnițche, eu vreau să vorbim un pic despre ziua de vineri, atunci când din toate culturile țării, Partidul Democrat a mobilizat susținători, activiști și persoane, haideți să fim foarte sinceri, care îi putea mobiliza datorită administrației publice locale pe care o controlează și i-au adus la Chișinău pentru a protesta. Mulți dintre ei, fiind întrebați de ce au venit, ridicau aneștiință din umeri, nu era clar pentru ei. Vineri sau prin acest eveniment putem vorbi de un început a sfârșitului PD, guvernării PD? Și nu numai. Dați să ne aducem aminte că nu este PD-ul primul, da. Sperăm că va fi ultimul, însă noi trebuie să ne aducem aminte de protestele Partidului Comuniștilor, care făceau, Partidul Socialiștilor, Partidul nostru, Platforma Demnitate și Adevăr și ceva mai înainte a fost și Partidul Popular al Roșca, creștin-democrat. Așa? Așa a fost. Tot au fost proteste și reieșind dintre aceea, cine este la guvernare, acela tot timpul administra resursele administrative. Tot timpul a fost, n-am văzut altfel, pentru că și dumneavoastră mass media, fiind cu ochii pe toate protestele acestea, monitorizați, reflectați situația și tot timpul se vorbea că sunt plătiți, că sunt aduși, că sunt stopați, că, mă rog, sunt obligați, care și cum, nimic nou. Și totodată noi cunoaștem că niciun protest în Republica Moldova, da, nu a condus la schimbarea puterii, cu excepția 2009, când a fost tot un protest, o revoltă, așa. Dar pot presa politicienii să iau o altă decizie? Bine, nu radicală. Desigur că fiecare... Dați să discutăm în felul următor. Cum am zis, noi la ziua de astăzi în Parlament avem 5 formațiuni politice. Da. Pentru aceste 5 formațiuni politice au votat cetățenii Republicii Moldova. Și conform legislației, Constituției Republicii Moldova, organul suprem în Republica Moldova este Parlamentul. Ei i-au votat pentru că asta e dreptul lor și e voința lor de a delega în Parlament pe cine au socotit ei de cuvință. Toate aceste 5 partide, da? Care am zis că două partide sunt într-un bloc. Asta e alegerea partidului, alegerea poporului. Trebuie să o respecti, ori nu. Îți place, nu îți place, asta e. Și trebuie pornit de la aceasta. Dar că cuiva i-a reușit, nu i-a reușit să obțină majoritatea, ori, eu știu, să aibă o pondere mai mare, asta de acum e problema lor. Fiecărui partid în parte. Spuneți-mi, vă rog, iată, dumneavoastră aveți o experiență, uneori și chiar de imediat, în organele de drept. Cum se întâmplă, iată, că avem două guverne, apropo, cineva făcea glume și pe rețelele de socializare în societatea noastră, da, avem câte două, da? Da. Avem și de această dată două guverne. Cui ar trebui să subordoneze militarii, ofițerii? Păi, în cazul dat sunt prevederile Constituției, așa? Da. Și... cum am zis, forumul suprem este în Republica Moldova parlamentul ales de cetățeni, cu drept de vot. Așa, ei au delegat. Dacă în parlament două formațiuni, ori trei, au convenit să facă o coaliție, o alianță, o dorim cum, să creeze majoritatea parlamentară. Ei sunt exponenții votanților, a cetățenilor care i-au votat pe dânsii. Tot este legitim. Și ce ulterior s-a interpretat că
ei la limită, că este o zi, că se calculează orele. Asta specialiștii de acum în ce domeniu, că avem foarte mulți, da, și diferiți și diferite opinii, unul tratează așa, altul așa, nu este normal, da? Este Curtea Constituțională, este Constituția și reieșind din aceasta, trebuie să acționeze oricare formațiune. Să admitem, azi nu era acum și cu PSRM-ul, era, nu știu, altcineva, alte din astea componente, da? Ce era să fie atunci? Era bine ori era rău? Iarăși întrebare, corect ori nu? Așa că dacă în cazul dat s-a decis să fie formată o majoritate, asta e opțiunea lor, e dreptul lor, e mandatul, spunem, exprimat de popor și autodrept. Așa se face, așa prevede că să fie creată o majoritate parlamentară. S-a creat, înseamnă că restul de acum trebuie de la sine să meargă bine, normal, cum și-au dorit și își doresc și cetățenii, și-au declarat și partidele politice, că am zis că toți vreau să fericească poporul. Păi oameni buni, fericiți-i, nu? Creați stabilitate, creați un guvern, un parlament, structurile funcționale, ca omul să nu simtă neînțelegere. Acum cu două guverne, spune o întrebare. Păi cine o semneze pentru a achita salariile, pentru a face un transfer, poate pentru a semna niște acorduri cu vecinii, cu colegii noștri din vest, din est, din sud, din nord, n-are a face, da? Guvernul pentru asta și este, da? Semnează și implementează. Cine? Suspans, iarăși alegeri anticipate, iarăși o incertitudine și care, la ce o să aduc? Pentru ce cetățeanul a votat? Pentru ce? Domnule Prochnițche, haideți să discutăm un pic despre ziua de astăzi. Iată, chiar înainte de a începe această emisie, probabil ați trecut prin preajma guvernului și ați văzut oamenii continuă să stea acolo, continuă să protesteze. Însă și colegii noștri din media au titrat, dar și unii politicieni au făcut afirmații de genul că ei ar fi fost achitați de la începând de la 200 de lei pentru o zi și până la 50 de euro pentru cei care noptea acolo. Vi se pare firesc o astfel de formă de protest atunci când omul este aruncat în incertitudine și prezența lui este cuantificată pentru a încerca să schimbe cursul politicii? Da? Fiecare formațiune are membrii, susținătorii, simpatizanții lui. Nu e obligatoriu să fii membru partid, poți fi simpatizant, așa? Îi place idei, îi place programul, mă rog, eu știu, comportamentul, rezultatele, n-are a face. Sunt de ceea care mereu le place ceea care înving, da? Și trec din tabără în tabără. În cazul dat, sunt membri de partid care, la o, cred eu așa, la o ședință oricare a unui organ, s-a primit decizia de a ce? De a protesta, așa? Iau doctrina lor, au statutul lor și e normal că se conformă. S-au deplasat la Chișinău. Spuneți, vă rog, dar ce formațiune politică, numai așa, real, fără declarații de astea că respirăm cu aer și bem apă pură și mai mult gata, nu consumăm nimic. Orice denumire, orice partid care a făcut proteste, protestele, mitingurile costă. Pentru că este normal, omenește omul venind de la Briceni, la o distanță mare, da? Nu din oraș. Păi este normal să-i, spunem așa, să-i asiguri ceva, o sticlă de apă, eu știu, bine, o masă. Minimul ăsta despre care vorbiți dumneavoastră nu se pune în discuție. Păi, dar atunci când îi se achită unei, nu știu, de ridicătoare din Orhei, spre exemplu, ca să vină la Chișinău, neștiind pentru ce și neștiind ce urmează să scandeze dânsa. De asta tot timpul a fost, știți, în Moldova și datorită mass media, de multe ori, spunem noi, toți cetățenii aflau, îi punea întrebare, pentru ce a venit? Păi nu știu, m-au adus, m-au trimis, mi-au plătit, mă rog, lumea e diferită, vine din
raioane, din sate, mai vin la Chișinău, i-a propus pe loc, haide mâine, păi merge cât, îi pun condiții, doar și s-a vorbit că toate mitingurile astea costă. Au fost câteva mitinguri când oamenii au venit fără a fi achitați, au venit din propria lor dorință. Inițiativă. Au fost anii 90 când lumea venea și nici nu se gândeau să fie achitat ceva. Și recent a mai fost niște proteste unde oamenii au venit din convingere și n-au pus aspect financiar. Condiții financiar, ce... Ei au socotit de guvință așa. Pur și simplu, chestia asta a durat prea mult și ulterior, de acum, lumea nu mai dorea să vină și s-a implicat sistemul ăsta financiar. De se propune. Și vreau să zic că în unele țări din parteneriatul estic, aceasta este o practică. Chiar și... Iată, vreau să discutăm despre dimensiunea externă. Da. O mulțime de țări, de parteneri externi și-au exprimat poziția în legătură cu evenimentele care se desfășoară în aceste zile la Chișinău. Majoritatea dintre ele sunt într-o susținere a guvernului Sandu. Vreau să vă întreb, factorul extern poate influența ex-guvernarea PD ca să transmită ștafeta pe cale democratică, fără proteste, fără, nu știu, violențe? Știți, mie ca cetățean a Republicii Moldova, îmi este rușine că așa numiții politicieni da. Din Republica Moldova, la care unii merită să fie numiți provinciali, tot așteaptă că cineva să-i zică din afară, să-l asculte pe ăsta, n-are a face din ce capitală. Oameni buni, voi sunteți politicieni a Republicii Moldova, aleși în Republica Moldova. Ori nu vă duce cap să administrați țara aceasta, trebuie cineva să vă spui ce să faceți, cum da, poate vă dă un sfat, poate vă dă un ajutor, o susținere oarecare. Nu mai mult, nu se gândească în locul vostru. Și numai decât trebuie de speculat pe factorul acesta. Nu cred eu că pârghiile ar fi așa de puternice din afară, că dacă erau din afară, posibil că era inclusă o administrație, spunem așa, și ghidată de la distanță. Indiferent ce se petrece aici, era o forță care era să soluționeze toate întrebările, era să spui când omul se scoale, ce se facă, când se culce și unii se ducă mai departe și la polițieniu și ce legi se voteze. Nu este așa. Nici o țară din afară nu dorește ca Republica Moldova să fie anume așa o țară ca colonie, ca, spunem, mereu să fie ghidată, mereu să îi se arate ce se fac și unii se fac. Oameni buni, este expresia clasică. N-ați unde ți-a prinde pește, da? Hai, descurcă-te! Gândește tu, ți-au dat direcția generală. În rest, gândește. Și vreau să zic că foarte mulți în viața zi de zi, fie în familie, fie între administrarea unui business, în administrarea, eu știu, oricării ONG, fie într-o funcție oarecare, la o instituție oarecare, au performanță, se descurcă, da? Se descurcă destul de bine, pentru că gândesc, analizează și obțin succese. De ce nu se poate și în politica aceasta? De ce trebuie să aștepți mereu cineva să zică ce să faci? Domnule, într-o societate democratică, Curtea Constituțională, zic specialiștii, ar trebui să fie un supraveghetor pentru instituțiile statului, un arbitru care să nu permită ieșirea mingii de pe terenul de joc. Respectiv, cazul Republicii Moldova ne demonstrează că această instituție cel puțin este foarte politizată, să nu fiu categoric. Cum priviți dumneavoastră deciziile, ultimele decizii ale Curții Constituționale pe marginea ceea ce s-a întâmplat și continuă să se întâmple în Republica Moldova? Pentru că o bună parte din analiștii politici zic că ea, în loc să evite criza politică, a accentuat-o. Cum se explică fenomenul ăsta? Iarăși, provincialismul politicienilor. De ce zic? Pentru că... Dar unde e verticalitatea judecătorilor, pe de altă parte? Ajungem și la asta. Așa? Vă rog. Statele Unite ale Americii. Foarte mulți, mă rog,
comentatori, cetățeni, discutând, uite că o să câștige cealaltă, că o să câștige celălalt, că... Așa, eu le zic, Statele Unite ale Americii, ca stat, are un sistem bine pus la punct. Indiferent cine va fi ales președinte a Statelor Unite, sunt instituții care nu permit președintelui să acționeze în detrimentul Statelor Unite, a statului. Gata. Păi ia că la noi Curtea Constituțională tot așa ar fi normal și nu numai Curtea, și toate structurile, fie Procuratura, Curtea Constituțională, alte structuri ar trebui să activeze în așa mod ca să cine guvernează țara să nu deraieze de la cerințele Constituției, interesele cetățeanului și bunul simț, desigur. Și de atâta zic că la noi în Republică, uitați-vă, ultimele numiri în cadrul componenței Curții Constituționale, da? Da. Nu pot să dau aprecieri cuiva în profesionalismul lor, însă se vede cu ochiul liber că s-au promovat oameni ai Partidului Democrat, care cândva a fost într-o formațiune, ulterior în SIS, ulterior în Parlament, și el în Curtea Constituțională ar fi fost bine și normal ca să fie un concurs, să fie oamenii care gândire de Domnule stat. Domnule Prutnițchi, eu o să vă rog să țineți minte gândul. Da. Legătură telefonică directă cu noi este Valentin Beniuc, rector IRIM, pe care îl salut. Bună ziua, domnule rector! Bună ziua! Astăzi, în cadrul emisiunii Reflector Analitic, ediție specială, discutăm despre ultimele evenimente politice de la Chișinău și aș vrea să aflu și poziția domniei voastre legate, iată, de protestele care continuă a fi în fața guvernului și, de altfel, aceste proteste, a tot scris și presa, dar și politicienii au afirmat că oamenii au fost aduși pentru o anumită sumă și impuși ca să protesteze, mulți dintre ei neștiind pentru ce au venit la Chișinău. Vi se pare firească această abordare atunci când fostul partid de guvernământ utilizează încă administrația publică locală pentru a obține dividendele politice? Da. Eu am mai spus și în alte emisiuni. Este urât faptul că oamenii sunt duși, sunt aduși, sunt încărcați, sunt descărcați, sunt plătiți, sunt hrăniți. Atunci lucrul ăsta apare foarte urât și oamenii se transformă în altceva, în niște unelte, în niște robi, în niște persoane docile. Deci noi vorbim despre popor, despre demnitatea poporului. În sensul ăsta, oamenii ar trebui să protesteze ca ei să fie folosiți în calitate de unealtă. Nu mă aranjează când aud lucrurile astea că oamenii au fost aduși. Și dacă este așa, atunci noi nu suntem un popor, nu suntem o națiune, nu suntem chiar nici electorat, despre care noi politicienii vorbesc în felul ăsta, electorat. Nici chiar electorat nu suntem. Noi trebuie să avem demnitatea noastră de persoane, de cetățeni ai Moldovei. În sensul ăsta este foarte urât. Și dezaprob categoric lucrurile astea ca oamenii să fie aduși sau duși, fiind din partea oricărui partid, inclusiv din partea PD-ului, care speculează cu chestiile astea, cu nevoile oamenilor, cu plățele astea mizerie de 200 ori cât dau ea oamenilor. Da. Eu vreau să vă spun un lucru. Iată, când aceste doamne în vârstă, foarte în vârstă, și acești bătrâni se așează în mijlocul trotuarului, exact în fața Ministerului de Interne. Eu mă întreb retoric, femeile astea bătrâni, pe cine păzesc? Polițiștii care sunt acolo în clădirea aceea? Sau invers, polițiștii trebuie să ne asigură nouă ordinea publică? Deci lucrurile au o întorsătură și ridicolă, incredibilă,
și totodată greu de înțeles. Domnule Benic, rămânem la aspectul ăsta de ridicol. Ridicole sunt, de fapt, și aceste decizii ale Curții Constituționale de emisie, cred că, în aceste zile. Iată, o bună parte dintre politicieni au zis că urmează să solicite punctul de vedere a Comisiei de la Veneția. În cazul în care Comisia, dar la sigur așa se va întâmpla, va avea un alt punct de vedere decât cel împărtășit de înalta curte, aceasta va însemna o palmă pentru Republica Moldova, pentru statul de drept, pentru jurisprudența? Noi am primit mai multe palme și suntem pălmuiți și pe bună dreptate din partea inclusiv a acestei comisii de la Veneția, care ne-a făcut mai multe sugestii, îndreptări, cum s-ar spune, și atenționări. Dacă mai primim încă o palmă, cred că nu mai contează. Problema este în altceva. Dacă va reuși Comisia de la Veneția, fiind un organ extraordinar de cu mare autoritate în Europa și pentru Republica Moldova, sper eu, inclusiv, va reuși Comisia de la Veneția să-i convingă pe cei de la Curtea Constituțională a Republicii Moldova că ei se ascund în fața unor stipulări în lege, precum că deciziile Curții Constituționale nu se discută, dar se execută, ei se ascund în dosul acestor stipulări și fac lucruri necurate, necinstite, neconstituționale. Ei folosesc Constituția sau, mai bine spus, abilitatea lor de a fi și fișa de post pentru a exprima interesul personal al cuiva, a unei persoane, a unui lider, a unor lideri, a PD-ului în rezultatul final. Așa nu se face și cred că această comisie de la Veneția își va spune punctul său de vedere destul de greu, gândesc eu, după care urmează să fie luate și măsurile respective. Domnule Beniuc, ultima întrebare în cadrul acestui apel telefonic. Credeți că cei care formează astăzi Curtea Constituțională, după ce se va pronunța Comisia de la Veneția, dar și până atunci, ar trebui să-și depună mandatul? Nu cred. Nu cred, pentru că acum situația cum s-a creat? Este un meci de box foarte greu. Pe de o parte PD-ul, pe de altă parte ceilalți, hai să-i spunem așa, da, care au instituit parlamentul, au format guvernul, am în vedere coaliția PSRM acum. Și în acest meci, chiar cel învins nu recunoaște că este învins, nu recunoaște că este în knockout. Da. PD-ul este într-un knockout greu, dar el totuși se ridică de pe covor și nu-și recunoaște înfrângerea. Asta-i, dacă dumneavoastră ați privit nouă dată la meciurile de box, așa și se întâmplă. Așa și se întâmplă. Iată, PD-ul este în situația învinsului care nu-și recunoaște situația. Da. Domnule Beniuc, starea lui de învins. Noi vă mulțumim pentru punctul de vedere exprimat. Vă așteptăm și în studioul Reflector Analitic. Domnule Prohnițchi, continuăm discuția, dar între timp este briefingul de presă a prim-ministrului Republicii Moldova, Maia Sandu, pe care vă îndemn să-l urmărim. După aceea continuăm discuția. Poate avea loc doar în următoarele condiții. Eliberarea imediată a tuturor instituțiilor statului. Retragerea persoanelor agresive din jurul clădirilor guvernului și asigurarea accesului noului cabinet de miniștri la locurile de muncă. 3. Încetarea oricăror presiuni și amenințări asupra funcționarilor publici și asupra cetățenilor Republicii Moldova. După îndeplinirea acestor condiții obligatorii, dialogul poate continua doar aici, în Parlament, forul legislativ suprem ales de poporul Republicii Moldova. La ora 14 are loc o nouă ședință a Parlamentului și deputații Partidului Democrat ar trebui să se prezinte aici la această ședință, pentru că de asta au fost votați de cetățenii Republicii Moldova. Noi nu acceptăm discuții ascunse de ochii lumii, așa cum sunt obișnuiți cei de la PD. Singura formă democratică și legală de dialog poate avea loc doar în Parlament.
Mă adresez tuturor angajaților guvernului. Republica Moldova are parlament legitim și guvern legal învestit, recunoscut de partenerii noștri internaționali. Vă rog frumos să ignorați toate indicațiile ilegale care vin de la reprezentanții regimului care pleacă. Vă asigur pe toți că foarte curând lucrurile vor reveni la normalitate și toți angajații guvernului își vor putea continua munca în condiții sigure. Nu trebuie să vă fie frică. Orice amenințare sau chiar încercare de a vă demite din funcții operată de actualul regim va fi anulată. Locurile dumneavoastră de muncă sunt în siguranță. Mulți dintre dumneavoastră mă cunoașteți și știți că la baza activității mele stă corectitudinea, profesionalismul. Aceste lucruri vor sta la baza relațiilor noastre de acum încolo. Noi nu venim să distrugem, să dărâmăm, noi venim să construim și o să construim împreună cu dumneavoastră. Vă mulțumesc! Care este poziția dumneavoastră față de procesul penal pornit de Procuratura Generală în privința finanțării? Da. Am revenit în studio. Domnule Prohnițchi, iată, din luarea de cuvânt a prim-ministrului Sandu au fost, sau cel puțin eu am identificat câteva aspecte. Vreau să vorbim un pic de ce presiunile asupra unor actori politici sunt la ordinea zilei. Și chiar dacă Procuratura Generală dezminte faptul că au fost intentate anumite dosare penale, totuși primele figuri în stat, inclusiv președintele țării, vorbește de o anumită încordare și de anumite intimidări. Doamna, permisiunea dumneavoastră, dați să finalizăm Curtea Constituțională. Vă rog, da. Curtea Constituțională, de aceea e și Curte Constituțională, da? După Parlament ca verigă din piramidă, ea e ultima, da. Așa? Și ar fi normal ca să fie un concurs, ca acolo să fie selectați și aleși anume persoane cu autoritate, cu experiență de viață, cu viziune, cei mei. Cu părere de rău, avem ce avem, cum avem și în Parlament, din 1 milion și ceva care au votat, da, la alegerile acestea, au fost aleși 101 deputați. Și, după cum se vede, nu toți corespund așteptărilor și denumirea și numele acesta de deputat a poporului care a investit. Și am avut și practici când unii deputați, timp de 4 ani, nici n-au ieșit la tribună, ori cu greu citeau, ce nu este normal dintr-un milion să alegi, nu, înseamnă că nu au fost aleși cei mai buni. Asta se primește, da. Așa și Curtea Constituțională. La ziua de astăzi s-a văzut și ceva mai înainte, când în Curtea Constituțională au fost selectați, pe ce principii, nu știu, și unele persoane care nu au experiența aceasta și poftim rezultatul activității lor, când Curtea Constituțională menită să supravegheze respectarea Constituției și bunei funcționări a statului, vedem că acum sunt create alte situații prin interpretări și iarăși ne întoarcem. Așteaptă, spunem, sentința, oare decizia, nu sentința, decizia Comisiei de la Veneția. Da. Păi bine, oameni buni, dar Comisia de la Veneția nu o să iei tot aceeași Constituție a Republicii Moldova, aceleași legi, aceleași prevederi, o să le analizezi și o să expui. Dar voi ce singuri nu puteți să o faceți? Deci trebuie să o facă numai decât Comisia de acolo. Înseamnă da. Că... Înseamnă că ceva greșeli. Nu funcționează. Da, ceva nu funcționează. Ce Haideți se referă la declarația la doamnei Sandu Maie și Sandu, la presiunile care sunt asupra actorilor politici. Păi iarăși, doamna Maie Sandu a făcut referință că guvernul este recunoscut de alte țări. Da. Păi oameni buni și stimați politicieni, poate fi recunoscut statul Republica Moldova. Guvernul nu este necesar să fie recunoscut. El este un produs, așa, care reiese din votul cetățenilor, alegerea parlamentarilor, parlamentarii
coaliția dânsa creată... Dânsa vorbea despre legitimitate, asta da, era pur și da, simplu ci... termenul un pic a păi, fost păi, da, legitimitatea. Păi, lasă să gândească ce zice, da? Legitimitate. Dar care e legitimitatea dacă deputații, de cine sunt aleși? Nu de popor. Da. Hă? Care e problema, dar? Că acest parlament nu este legitim orice. Cine pune la îndoială că parlamentul nu a fost ales de popor? Asta e. Și ce se referă cu dosarele. Da. Cu dosarele, astea sunt niște tehnologii și în Republica Moldova ele prind când mulți actori politici se victimizează, începuturile sunt mai de mult. Țineți minte, la noi un deputat a dispărut vreo 3 luni ori cât acolo. Da? A nimeni fost nu... așa. A fost, da. Oh, Doamne, oh, a fost răpit. Ia uite, săracul, o pătimit, pătimește, cine știe în ce condiții. Aici sunt, cingeau spiritele. Ulterior, alți politicieni declarau că ei sunt urmăriți, că ei sunt persecutați, că nu știu ce... Da, dar ce, adevărul că... până la urmă nu l-am cunoscut niciodată, cum? Domnule Prohnițchi. Știți, sunt în istorie exemple când cei mai păziți oameni din lume, zicem așa, au pătimit. Vă referiți cazul Kennedy? Nu, inclusiv. Da, da. Nu-i problema în... Mă rog. Da. În ceva, da? Dar, mă rog, le place unora să se victimizeze și ca oamenii, spunem, să-i jălească, au țăracul, ce-i cu dânsul, iau, te-au presat, pe unul vrea să-l asasine, să-i producă un asasinat, să organizeze un asasinat și aceea disenau, nu știu, unii cu deșoare. Oameni buni, nu? Haideți să abordăm serios. Da, serios toate chestiile astea se fac câteodată serios și dar câteodată foarte simplu, fără păi, câte cazuri avem, nu din filme, dar așa, din presă, care cum a fost cazul când cineva a pătimit, da? Și tot așa, care s-au otrăvit cu mercur, care cu ce, mă rog, și cred că lumea se prinde și după cum vedeți, asta nu a prins. Pentru că și toate declarațiile blocului și victimizările astea n-au influențat ca blocul să acumuleze 50 plus 1. Da? Vedeți că nu prinde. Ce se referă la deschiderea dosarelor? Dosarele, ele pot fi deschise, da? Pe persoane, în cazul dat, dacă sunt deputați, după ridicarea imunității. Și gata. Așa e procedura. Și la președinte și la... Că se fac investigații și se adună informație, asta e o practică mondială. De ce zic mondială? Pentru că și președintele Coreei de Sud, și în Cehia, dacă nu greșesc, a fost un caz, în alte țări, după, în Franța, Macron, da? După ce și-a expirat mandatul, s-au adunat probele cât dânsul era președinte și n-avea voie să intenteze dosar penal, însă după ce a decăzut din drepturi, a fost alt președinte, a fost aplicată legea. Și asta e. Dar pentru ce, cum zic eu, de ce deputatul Republica Moldova are nevoie de imunitate? Pentru ce? El cel mai curat, cel mai cinstit, el nu trebuie să teamă de nimeni. Pentru ce trebuie lui imunitate? Pentru a nu fi presat politic. Nu, gândiți-vă, există circumstanțe atunci când... V-am înțeles. Acum, și dacă se presează, care e problema? Dacă tu ești curat, da? Și care presiune poate fi? Dar imunitatea asta se folosește inclusiv în Republica Moldova, ori poate și în Republica Moldova, pentru a arăta, legitimați, eu sunt deputat, dă-te la o parte, fac ce vreau. Nu e bine. Și... În cazul dat, eu nu cred că este vreun pericol real, aici este un război informațional, mă rog, între două forțe. Da. Între timp, ni s-a alăturat și Dorin Ciure, activist civic. Bună ziua și bine ați venit la Reflector Analitic. Ziceam ceva mai devreme, discutăm despre ultimele evenimente din țară și despre acțiunile pe care le întreprind actorii politici de la Chișinău. Vreau să ne exprimați poziția în calitate de activist civic raportat la manifestările stradale, pentru că vedem, au existat și la această oră continuă lumea să protesteze în fața
instituțiilor principale ale statului. Cum catalogați aceste acțiuni? În ce măsură putem vorbi de o mobilizare a oamenilor din propria voință? Pentru că discutam și în acest studio, deseori aspectul financiar este cel care îl mobilizează pe om și nu voința sau activismul civic. Vă rog. Da, eu am să încep din ceea ce cunosc. Eu cunosc foarte multe persoane care sunt angajate la instituțiile de stat, sunt presate, sunt aduse nebenevol, chiar au fost terorizate cu faptul că au să rămâie fără serviciu, adică ei n-au încotro, oamenii simpli, oamenii care vin din Soroca, Drochia și așa mai departe, adică n-au încotro, vin în mod organizat de către liderii lor din, spunem așa, din localitate sau din instituția în care își desfășoară activitatea. Ceea ce ține de manifestațiile și protestul care are loc în stradă chiar acum, mergând chiar prin apropiere Ministerului de Externe, am văzut o mulțime de oameni, dar adică în mod organizat, în coloane veneau, adică protestau, am întrebat chiar câteva persoane pentru ce protestează, ei singuri nu știu. E clar și evident că aceste persoane sunt stimulate financiar de către unii actori politici, adică de fosta guvernare, dacă îmi permit să așa spun, și cred că este corect. Și consider aceste acțiuni că sunt la moment ilegale și chiar consider că ar trebui cumva penalizate conform legii. Credeți că, iată, regimul Plahotniuc este la final și de aceea asistăm la o ultimă, nu știu, convulsie, iau în ghilimele de rigoare, a Partidului Democrat de a se menține la putere? Pentru că orice analist politic zicea și se încadrează în termenii firești ai politologiei, dar și ai veții politice din orice țară, că cel care a câștigat trebuie să primească mandatul și cel care a pierdut să-i strângă mâna și să-i ureze succes. De ce nu asistăm la un asemenea scenariu în țara noastră? Păi îmi pare că oamenii dați nu dispun de așa cunoștințe elementare, pentru că pierderea puterii ar însemna pentru ei pierirea totală, de asta și se luptă până în ultimul moment. Nu știu, acțiunile care au loc acum, chiar și am văzut interviul dat de domnul Alexandru Pânzăr, care a spus că nu se supune noului guvern, adică noului guvern legitim, ales, conform legislației în vigoare, adică el merge tot pe poziția lui, așa cum și ministrul Juzgan și așa mai departe, adică tot ministrii merg pe ideea că ei au un singur, spunem așa, un singur Dumnezeu, un singur conducător, să este domnul Plahotniuc. Consider că nu ajunge la politicul nostru încă din Republica Moldova o maturitate politică de a ceda, de a înțelege că într-adevăr, da, timpul a trecut, haideți să fim oameni. Până la urma urmei mai au încă mandat în Parlament, adică nu este un final pentru ei. Suntem în anul 2019. Practic am bătut pasul pe loc o perioadă destul de lungă pentru țara noastră. Am putea crede că, iată, această tranziție pe care o trăim astăzi, cu proteste, cu tot felul de impedimente într-o preluare a puterii, duce în sfârșit la o democratizare a societății, pe de o parte, și a creierii unei maturități politice, așa cum ziceați un pic mai devreme, pentru elita politică? Eu sper la aceasta. Eu, sincer, vă spun personal, sunt foarte bucuros de lucrurile care se întâmplă acum. Chiar câteva ore în urmă a început procedura de votare a pachetului anti-oligarhic, spunem așa. Consider că este șansă și sper până la ultima că se va schimba lucrurile spre bine și, spunem, regimul care a fost anterior vor înțelege că timpul a trecut și vor ceda pașnic, fără violențe, fără proteste și fără oameni agresivi și sportivi care îi vedem noi în centrul capitalei. Da. Domnule Prohnițchi, vă acord aceeași întrebare. Știu că de regulă sunteți destul de optimist atunci când vorbim despre viitorul politic al țării noastre. În sfârșit, credeți că sistemul dictatorial pleacă în istorie? Sper că da, pentru că și ultimele alegeri și acțiunile de la moment ne dovedesc aceasta, că partidul care a pierdut, Partidul Democrat, mă rog, a pierdut. S-a creat altă coaliție între alte două formațiuni. Care e problema? Între trei formațiuni, așa. N-a dorit cu voi. Asta e. Desigur că el nu dorește să plece, cum a spus și colegul. Da? De ce? Pentru că
Cum și-am mai zis, noi avem formațiuni politice, doctrinare, da? Cum ar fi Partidul Verde Ecologist și altele. Dar avem și formațiuni oligarhopolitice, care sistema este clară. Banii se investește să ajungi la putere, la putere se fac bani. Gata. Altceva nu interesează pe nimeni. Și desigur, când mi-a zis că nu pierde, pierd mult. Pierd pentru că noi, societatea civilă, cunoaște foarte multe cazuri și nu cunoaște, dar noi o simțim. Și agentul termic foarte scump, gazele, electricitatea procurată nu știu de pe unii și pe ce formule, cu diferiți intermediari, cu da. Multe structuri care, am de reu, și, care generează costuri mari pentru servicii la populație și respectiv pensiile, salariile nu cresc pe măsură ca să facă față. Și desigur se dorește o schimbare. În schimbare trebuie făcută civilizat și trebuie cu înțelegere. Ce le va reuși actualii coaliții, da? Vom vedea. Pentru că dumneavoastră nu că pun sub semnul întrebării să nu fiți optimist, da? Dar noi cunoaștem din istorie, s-a pus foarte multă speranță în formațiunea, dar ce? Trebuie să numim așa, apele de me, așa, toți. Ura, mergem, susținem și la final am avut și furturi și multe, multe alte chestii, numai nu interesul cetățeanului și a țării la general. Acum, să vedem, da, dacă le reușește, sunt bravo. Și vor fi bravo. Iată, am ascultat briefingul de presă a prim-ministrului Sandu, care spunea că invită, de fapt, colegilor din Partidul Democrat să vină la ședința Parlamentului să discute. Pentru că dânsii pe parcursul zilei de ieri au reiterat invitația pentru anumite formațiuni politice de a discuta. Însă se ridică o problemă majoră despre ce ar mai putea fi discuțiile axate în condițiile în care o majoritate este deja creată și pe de cealaltă parte, noi, societatea civilă, așa cum invocați și dumneavoastră la început, suntem cei care i-am delegat în Parlament pe aceste persoane, ar trebui să cunoaștem și specificul discuțiilor sau accentele care sunt plasate în cadrul acestora. O transparență. Credeți că lucrul ăsta se va realiza, domn Prohniț, că după aceea a aflat și pom? Partidul Democrat a lansat o doleanță pentru ca să aibă întâlniri cu formațiunile din politice din Parlamentul Republicii Moldova pentru a discuta, a negocia, așa? E bine. Însă, coaliția actuală, iarăși, nu merge, zic eu, la întâmpinare și să zică, da, dați să negociem. Însă, pun condiții, eliberați instituțiile și pe urmă vom negocia. Păi înseamnă că voi ce? Nu conduceți? Nu sunteți capabili să guvernați, să vă cereți voie de la nu știu cine că să elibereze? Astea sunt instituțiile voastre, doar vă declarați guvern, vă declarați majoritate. Păi da. Guvernați, nu? Da. Așa. Și în cazul dat, eu cred că nu e corect, pentru că încă este în fierbințala asta, așa, de luptă electorală, de, mă rog, pentru a normaliza situația în Republica Moldova, creată, ne place, nu ne place, asta e. Asta e coaliția, asta e. Așa? Și în cazul dat ar trebui ca și o parte și alta să meargă la întâmpinare, să dezamorseze situația și să se meargă după cum au hotărât deputații aleși de popor. Și eu aș zice aici că nu că sunt reprezentator, avocatul cuiva, dar o spun din principiul nostru, corectitudine. În Parlament sunt delegați și sunt deputați care au fost aleși și din partea altor partide. Ei tot trebuie să fie în acest Parlament, ca Parlament să fie lucrativ, cu majoritate și cu opoziție. Doresc cineva acolo poate să ridice mâna pentru a vota o lege oarecare, oare a fi una... Păi, e dreptul lor și e normal să fie. Domnul Ciurel, aceeași întrebare pe care am acordat-o domnului Prohnițchi, credeți că democrații vor veni astăzi în Parlament pentru a discuta fără perdea cu colegilor din acum și din PSRM, ca să aflăm și noi, societatea civilă, care sunt punctele vulnerabile pe care le invocă dânsii? Eu
Cred că nu, pentru că noi am văzut acțiunile democraților din ultimele două zile, când s-au blocat instituțiile de stat. Elementar s-a blocat ușa, n-au putut să intre, spunem, actualii miniștri sau măcar n-au putut să găsească un limbaj comun cu foștii miniștri, adică nici nu ies la contact. Îmi pare lucrul ăsta absolut ridicol. De asta și-am menționat anterior că maturitatea politică este foarte și foarte importantă. De asta și s-a impus, cred că, de actualul ministru Sandu covorbirea și negocierea între Partidul Democrat și s-a impus ca în prim plan să elibereze instituțiile. Adică fără pașnic, fără conflicte, fără vărsări de sânge și așa mai departe. Că noi vedem ce se întâmplă chiar și la ora actuală în centrul capitalei. Domnule, da, apropo, a încercat practic cineva? Spune-ți. Păi, că declară că sedele și instituțiile sunt ocupate. Da. Din ceea ce am văzut eu, ele sunt pichetate, nu sunt blocate. Sunt, da, dar asistăm până la urmă, dacă vreți, și la o mascaradă. Proteste contra proteste, domnule Kornitzki. Așa, acum, dacă ești guvern legitim ales, investit, păi mergi și lucrează, nu? Ministrul de interne, scările acolo, în fața ministerului, sunt libere, împărți, protestează, așa? Păi fă un pas, spunem, exercită-ți funcțiile. În guvern tot așa, încercări n-au fost. Înseamnă că ce? Au dubii că sunt, ori n-au curajul să preia puterea, să spunem așa. Nu numai cu forță. Eu zic, e liber, intrarea nu e blocată. Nu știu, eu personal să cod că nu e așa, pentru că eu chiar și duminică m-am apropiat în centru și am întrebat câteva persoane, am și înregistrare video când am întrebat, dar ce căutați dumneavoastră aici și așa mai departe? Și mai n-am primit vă două după ceafă, din simplu motiv că am acordat o întrebare. Îmi pare lucrul ăsta absolut neserios. Și văd că s-au adunat niște oameni foarte, foarte agresivi în centru și poliția la fel. M-am apropiat la guvern și am întrebat, mi-a spus că ofițerul de presă, pur și simplu s-a întors și s-a dus. Da, domnul Cerea, eu vroiam să pornim o altă dimensiune a discuției. E liber ori nu? Accesul nu, pentru că eu de câte am înțeles... Păi nu-s blocate, intrarea nu-i blocată, este în stânga, în dreapta, sunt corturi, păi stau polițiști. Dar nu merge vorba de corturi, merge vorba de polițiști care stau, de mascați care stau în fața ușii. Eu personal numai păi ce am văzut. Păi mascații nu dau voie să intre miniștrii? Nu, ei au blocat ușa. Domnul Prohnitski, nu zadar invocam faptul că dumneavoastră aveți o experiență în... Și vroiam să vă întreb, nu ar fi fost logic, revin la ceea ce discutam un pic mai devreme, ca să se dea mâna și să se dea și portofoliu ca să-și poată exercita misiunea? Ar fi fost un gest firesc și frumos. E normal. Domnul Ciurea, ziceam despre faptul că comportamentul celor care au acces în Parlament, a formațiunilor politice, în acest interval de timp a fost diferit. Însă, un lucru pe care l-am constatat până la ora actuală a fost pasivitatea Partidului Democrat până săptămâna trecută. Parcă vroiau să inițieze anumite discuții, parcă încercau să fie observatori la ceea ce se întâmplă. Astăzi, sau din această săptămână, poziția dânșilor oarecum a devenit mai activă, odată cu pronunțarea deciziilor Curții Constituționale, care tot s-a perindat și foarte mulți specialiști în drept constituțional nu explică sau nu găsesc explicația plauzibilă de ce a fost nevoie ca această sesizare să fie murată o perioadă atât de lungă. Și al doilea aspect ține de faptul că ei invită astăzi la discuții. Nu vi se pare un scenariu destul de deocheat? La sigur. Comportamentul curții pe de o parte, reticența partidului în primă fază pe de altă parte și acțiunile la care asistăm pe plan trio. Vreau să revin la prima întrebare care a spus-o, de, spunem așa, supra- sau hiperactivitatea Partidului Democrat în ultimele două zile. Deci Partidul Democrat a mers din start pe o singură idee, alegeri anticipate. Ei până în ultimul moment sperau la aceasta, dar până în ultimul moment noi am văzut că lucrurile s-au schimbat radical. Cumva domnul Plahotniuc și Partidul Democrat au fost puțin păcăliți, dacă se poate așa de spus. Ei nu s-au așteptat la ceea ce s-a întâmplat. Respectiv, unica instituție care au captat-o, eu socot că este o instituție captată, încă de o perioadă așa mai îndelungată, Curtea Constituțională,
Adică prin intermediul Curții Constituționale s-a încercat de a schimba lucrurile care deja s-au făcut, s-a încercat manipularea, mai mult ca atât s-a emis și o hotărâre definitivă, adică nici în zi, adică nu era în zi lucrătoare. Și mai mult ca atât, adică este o neconcordanță cu cele 3 luni de zile și 90 de zile. 3 luni și 90 de zile, adică este o neconcordanță. Deci tot trebuie să ajungă la un numitor comun când a fost, adică ziua limită în care s-a putut forma nou guvern. Domnule Ciurea, domnule Prohnițchi, din clipă în clipă urmează să se înceapă ședința Parlamentului, pe care eu o să vă îndemn să o vizionăm. După aceea, stimați telespectatori, revenim în studioul la discuție, probabil cu alte personalități, cu alți invitați și de ce nu alte viziuni. Eu vă propun să rămâneți alături de noi.